Lansarea calendarului Pirelli este întotdeauna o surpriză extrem de așteptată de jurnaliști, pentru că până în ultimul moment nu se știu prea multe dintre detaliile acestei lansări. Ce știm până acum este că fotograful britanic Tim Walker a ales o temă extraordinar de frumoasă, Alice în Țara Minunilor. Întregul casting este format din modele de culoare, iar mesajul pe care Tim Walker vrea să-l transmită lumii este extrem de interesant. Frumoasa Naomi Campbell, una dintre celebritățile fotografiate pentru această ediție All Black a calendarului, își amintește în detaliu vizita de caritate pe care a făcut-o în România în 1998. Vedeta a fost extrem de impresionată de soarta copiilor bolnavi de sida pe care i-a întâlnit la un spital din București. I do have good memories of a little boy called Yanutz, who I met, who was in the house of the Italian guy that has this amazing house that takes care of children with HIV. And I met a little boy called Yanutz who, even though he was very ill, he held my hand the whole time when they were showing me around the house and all the activities they do. And then I met a dentist about a year later who knew Yanutz. And I asked Yanutz what did he want as a gift that I want to send him, and he said Lego. So I managed to get him the Lego, but he died a month later. He was such a beautiful soul. He was about 11. He really stayed on my mind. Tell me, what do you think it's your fairy tale, your personal fairy tale? I live in my fairy tale every day. That's my life. And I've got a very, very blessed life, colorful life, and so I think really I'm living my fairy tale. Naomi Campbell a mai apărut în edițiile din 1987, 1995 și 2005 ale calendarului celebrului producător de anvelope. Povestea lui Alice a fost spusă de atâtea ori. Am vrut să mă întorc la lucrurile care au stimulat imaginația scriitorului Lewis Carroll și să spun povestea din nou de la bun început. Mi-am dorit să găsesc un unghi diferit și original, spune fotograful. Și l-a găsit, imaginând o variantă a poveștii spusă numai de personaje de culoare, în care chiar și iepurele alb devine negru. Pe lângă Naomi Campbell, în distribuția poveștii găsim alte 17 vedete, printre care Whoopi Goldberg, P. Diddy, Lupita Nyong'o, RuPaul și actorul nominalizat la Oscar, Jimon Hunsu. The message of this calendar is certainly, if anything, it's a great message of integration. Certainly it speaks of lack of integration of minorities in this in our society. Stilistul acestei ediții a calendarului este Edward Eninful, recent devenit primul bărbat și prima persoană de culoare în funcția de redactor șef al revistei Vogue, ediția britanică. Aventura lui Alice rezonează cu lumea în care trăim, obstacolele pe care trebuie să le depășim și ideea de a aprecia lucrurile care ne fac diferiți, crede el. Aceasta este a 45-a ediție a calendarului, devenit de-a lungul timpului un album artistic de valoare. Este tipărit într-un tiraj limitat și oferit în dar clienților companiei, politicienilor și celebrităților.